Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Telefonul este Xiaomi Mi Mix 2S. Nu vă complicați cu numele foarte mult, este urmașului Mi Mix 2, care vine cu o cameră duală în spate și cu o cameră selfie foarte bine ascunsă, aici, jos, în colț. Un telefon cu spate din ceramică, foarte arătos, care deși are procesor Snapdragon 845, adică de flagship de anul trecut, e bine, a scăzut sub 1800 de lei deja, acum că suntem în 2019. L-am văzut prima oară în oferta celor de la Orange, la prețuri atractive, inclusiv la abonament, și are un ecran foarte imersiv, un procesor de flagship de anul trecut, o cameră interesantă, o să vedeți, dar mai sunt câteva aspecte la care se poate umbla. Despre telefonul Mi Mix 2S de la Xiaomi aflați toate în minutele următoare și aflați de ce acest fashion phone poate deveni chiar un gaming phone la un moment dat. Hai să vorbim despre design. Avem de face aici cu un telefon cu un spate ceramic care este foarte arătos și vedeți că are și efect de oglindă, o să reflecte perfect persoana care vrea să-și facă o fotografie sau în general cineva care vrea să-și vadă dinții albi sau rujul în această parte. Este lucios și în același timp atrage multe amprente și grăsime, deci husa este cam obligatorie. Pe de altă parte, în jurul camerei o să poată și aduna niște mici scame, deci atenție maximă, acest look plăcut vine cu sacrificii pe partea de curățenie. În rest, telefonul vine cu o ramă metalică, solidă și măsoară 8,1 mm în grosime, cântărește 189 de grame, e disponibil pe negru sau alb, are muchii înguste și am văzut că lumea se plânge că, vezi, doamne, ar fi alunecos. Mie mi s-a părut că are o aderență bună. Nu mi-a alunecat nici măcar o dată din mână, stă perfect și la utilizarea cu o singură mână, vedeți, ajung la toate zonele necesare și chiar nu a alunecat. Muchii înguste, amplasare insolită a camerei aici, o să vedeți că e destul de greu să te orientezi cum să ții camera, mai ales când faci un video selfie, și o bărbie destul de proeminentă, în care, din câte țin eu minte, a fost integrat și LED-ul pentru notificări și se aprinde și când se încarcă telefonul. În rest, construcție premium, solidă, destul de comod, husă la pachet, nu uitați să o și puneți, pentru că altfel multe grăsimi, multe amprente și multă grăsime pe spatele telefonului. Apropo, butoanele destul de comode, am mai remarcat și treaba asta. Trecem mai departe la display. Este un ecran de 5,99 inch, 18 pe 9, cu o rezoluție de 2160 pe 1080 de pixeli. Are și un contrast de 1500 la 1 și avem de-a face aici cu un panou IPS LCD care suportă HDR, lucru destul de important, și calibrare DCI pe 3. Apropo, predecesorul Mi Mix 2 avea un ecran similar, tot 5,99 inch și tot IPS LCD. Eu o să-l pun la treabă acum, să vedem cum stă la playback-ul video. Hai să vedem cum se comportă la acest capitol cu clipul nostru clasic de test. Hai să-l încadrăm ca lumea pe ecran. Ok. Avem aici de-a face cu niște culori care nu sunt chiar foarte vii. Poate vouă vă par așa în fața camerei, dar în realitate mi se par puțin cam spălăcite. Deci culorile nu sunt foarte vii. Luminozitatea este ok, acceptabilă. Contrastul a fost rezonabil chiar și în bătaia soarelui, iar unghiurile de vizualizare sunt largi. În rest, ajută la imersivitate faptul că avem muchii atât de înguste, eventual să distragă puțin și această bărbie pe care o ținem în dreapta acum. Deci, imersiv, dar culorile puteau să fie un piculeț mai vii. Mi se pare și că interfața este puțin gri la acest telefon, ori au făcut ceva cei de la Xiaomi, ori, așa mi se pare mie, este un fel de nuanță gri care domină la acest display. Acum hai să vedem cum stă ecranul la testele noastre. Ca de obicei l-am pus sub microscop și am văzut aranjamentul de pixeli, RGB stripes. Ce a urmat apoi? A urmat testul cu luxmetrul, la care am ajuns la o valoare maximă de 489 de unități lux. E bine, cu 489 de lux depășim LG G7 ThinQ și Huawei Mate 20 Pro chiar. Suntem la egalitate cu Samsung Galaxy A9 2018, sub Sony Xperia XZ3 și sub iPhone 7, dar și sub Nokia 8. Stați liniștiți că avem și setări în cazul în care vreți să faceți modificări la nivel de display. Avem aici nivel de luminozitate. Avem și luminozitate specială Night Mode și temperatura culorii noaptea, avem un reading mode și umblăm și la contrast și culori, avem culori mai calde, mai reci, default și o paletă întreagă. Contrastul poate fi automat, crescut sau standard, mărimea textului, double tap to wake, cam acestea ar fi opțiunile ecranului. Toate bune și frumoase, în afară de faptul că mi se pare puțin cam gri panoul. Acum hai să vorbim despre restul dotărilor, trecem la procesor, Qualcomm Snapdragon 845, procesorul clasic de flagship 2018, la pachet cu 6 sau 8 GB de RAM și cu 64 sau 128 de GB de stocare.
Nu avem slot microSD în cazul în care vă întrebați și avem aici versiunea cu 6 GB de RAM, 64 GB de stocare și țin să vă spun că nu am avut parte de lag sau vreun freeze, vreun blocaj, vreun stutter în jocuri, deci sunt destul de mulțumiți de experiența de gaming. Eu vă prezint RIPTA GP Renegade și în același timp vă asigur că o să vă puteți juca lejer Free Fire, PUBG Mobile, Asphalt 9 și alte jocuri noi. Create Distraction inclus. Ați văzut că s-a activat și un mod special de game boosting atunci când am pornit jocul. Hai să dăm și start. Ok, vedeți că titlul este întins pe tot ecranul, profită de tot spațiul. Cu dotări de flagship de 2018, n-ave cum să ai probleme cu jocul ăsta. Frame rate ridicat, păstrat tot timpul destul de constant, multe cascadorii și totul arată foarte bine. V-am zis PUBG Mobile, Free Fire, Creative Destruction, Asphalt 9, tot ce mai vreți, tocmai s-a oprit funcția de boosting în jocuri. Și acum trecem la benchmark-uri și n-aveam cum să le uităm. Hai să vedem cum stă telefonul acesta, în acest capitol și o să am ceva de căutat în această galerie. Ca de obicei este AnTuTu, avem Geekbench și toate celelalte benchmark-uri faimoase. Începem cu AnTuTu 6. În AnTuTu 6 a depășit Asus ROG Phone, știu că sună șocant, dar și pe Sony Xperia XZ3 și Galaxy S9 Plus. În același timp am rămas sub OnePlus 6T și sub iPhone X. Am făcut și testul în AnTuTu 7. În acest test am bătut OnePlus 6 pe Galaxy Note 9, cel cu Snapdragon și în același timp și pe Sony Xperia XZ3, în vreme ce am rămas sub OnePlus 6T și sub Asus ROG Phone. Ok, iată-ne cum stăm și în Geekbench 4, scor buricel, deși mi-amintesc că iPhone 8 avea 10.000 de puncte pe aici. În fine, trecem peste. Depășim Huawei P20 Pro și Galaxy Note 8, stăm sub Xperia XZ3 și LG G7 ThinQ și chiar Xperia XZ2 la subtestul multicore. Probabil că vă întrebați cum stăm la capitolul gaming. Fix pentru asta avem Slingshot. Și hai să-l și găsim. Slingshot, parte din suita 3D Mark. Iată rezultatele. Depășim Huawei Mate 20 Pro, Xperia XZ3 și LG G7. Rămânem sub Xperia XZ2, OnePlus 6 și Asus Zenfone 5Z. În principiu suntem undeva între OnePlus 6T și Galaxy Note 9. Cam pe acolo gravităm. Și hai să vedem cum stăm și la temperaturi, pentru că am făcut și testele acestea. Ok, aici avem 33,1 grade Celsius în jocul RipTide GP Renegade, deci nu e supraîncălzire. Iar când am rulat GFX Bench, aflați că am atins 36,7 grade Celsius, deci din nou, nici urmă de supraîncălzire. Ca de obicei avem și o hartă termică a telefonului, realizată cu senzorul special FLIR al telefonului QAT 61 și vedeți o disipare bună a căldurii, o zonă caldă doar în centru sus, dar nimic exagerat. Acum că am terminat cu performanța, trecem și la baterie. În ce privește bateria, telefonul de față are o unitate de 3400 mAh, în condițiile în care și predecesorul Mimix 2 avea fix aceeași capacitate a bateriei. Suportă încărcare wireless prin tehnologie Qi, la 7,5W, are o baterie litiu polimer și suportă și Quick Charge 3.0. Lăsând toate denumirile acestea, trecem la lucruri ceva mai pragmatice, precum ar fi testul făcut de noi, testul de playback video HD în buclă. Hai să vedem dacă îl găsim pe aici sau nu. Aflați că noi am atins o perioadă de funcționare în modul de playback video de 8 ore 37 de minute. Nu este satisfăcător, telefonul este doar pe locul 179. În ziua de azi am văzut multe telefoane cu 10 ore, 11 ore, 14 ore, așa că 8 ore 37, no bueno. Depășim Huawei Mate 10 Lite, LG Q7, stăm sub HTC 10 și Xiaomi Mi A1, dar și sub Honor 10, în general sub alte 178 de telefoane. Lucrurile nu sunt mai bune nici în PC Mark. 7 ore 57 de minute. În general, ai zice că aproape 8 ore de utilizare continuă sunt ok, doar că iarăși am văzut foarte multe telefoane sărind de 8, 9 sau 10 ore. Este un rezultat doar aproape ok, mai ales că a scăzut prețul telefonului, dar nu e memorabil. Este locul 98 all time și se bate cu un HTC U11 pe care îl depășește. A depășit și OnePlus 6 și pe Huawei Mate 10 Pro. În același timp e sub Motorola One și Huawei Mate 20 Pro, dar și sub Nokia 8 Sirocco. Un lucru bun este că încărcarea nu e chiar lungă. O oră 39 de minute. Este ok. Și după 30 de minute de alimentare ești deja la 55%, iar după o oră la 90% și treaba asta mi se pare destul de ok. Setările de baterie au de face cu optimizare, scanare după probleme și smart scenes. Acum vorbim despre acustică și am vești bune. Avem două difuzoare. Avem un difuzor jos și unul sus, foarte mic aici într-un decupaj invizibil. E bine, difuzoare duale. Dar nu vă bucurați prea devreme,
pentru că nu e totul perfect. Hai să auzim niște muzică. Diferența între difuzorul de jos și cel de sus este uriașă. Dacă îl acoperi pe cel de jos, aproape că nu mai resimți deloc plăcerea ascultării. Dacă îl acoperi pe cel de sus, nu se schimbă aproape nimic. Egalizatorul integrat în această aplicație Music are de face mai degrabă cu căștile. Vedeți aici tot felul de efecte legate de căști, egalizator, sound enhancer, tipuri de căști. În fine, trecem peste, revenim la experiență. Difuzorul nu se acoperă prea ușor cu mâna în landscape, e fix la limită. Cel de sus, în schimb, v-am zis, nu prea performează. Cel de jos este baza. Ok, hai să vedem acum cum stăm și la testul nostru cu decibelmetru. Rețineți volum destul de rezonabil, aș spune. Basul este acceptabil, dar experiența nu este memorabilă. Am auzit multe telefoane care sunt mult mai zgomotoase. Și o confirmă și testele noastre. Am atins 77,2 decibeli la difuzorul de sus, un scor destul de modest. Apoi am atins, hai să vedem, 82,8 decibeli, asta la difuzorul de jos. Și cu acest scor aflați că depășim Sony Xperia XZ2 pe iPhone XS Max, dar rămânem sub Motorola One și OnePlus 6. A stat un pic mai bine la jocuri, unde am atins în Riptide GP Renegade 95 de decibeli. Aici depășim Sony Xperia XZ3 și pe Motorola Moto G6, dar rămânem sub Xiaomi Mi A2 și sub CAT S61. Și în cazul în care vă întrebați, nu avem jack audio pe acest device și din câte știu, nu avem nici radio FM. Ok, cam atât la capitolul acustică. Difuzorul stereo, dar cel de sus este aproape în plus. Acum hai să vorbim despre cameră. Găsim în spate o cameră duală. Avem de face aici cu un combo. Avem o cameră principală 12 megapixel, wide angle cu stabilizare optică pe 4 axe și deschidere f1.8, plus încă o cameră de 2 megapixel, telefoto cu deschidere f2.4. Deci, camera 12 megapixel plus 12 megapixel, acesta este combo-ul, blitz, dual LED, autofocalizare și funcții AI care recunosc 206 scenarii. Ideea aceasta de camere 12 megapixel duale am mai văzut-o pe telefoanele Xiaomi. Filmează 4K la 30 de FPS, iar în față avem o cameră de 5 megapixel. Eram gata să vă arăt aici din obișnuință, dar e jos. 5 megapixel și jos nu sunt o idee prea bună. Știe și bokeh, are și AI. Și rețineți, telefonul acesta a luat 101 puncte în DxOMark, deci nu e de aici de acolo. Folosim un senzor Sony IMX363, avem și zoom optic, deci stăm binișor la capitolul dotări ale camerei. În rest avem funcții AI, HDR, Google Lens, Beautify, grup selfie, umblăm la contrast, saturare, avem și un mod manual și un mod nocturn și evident slow motion la pachet și un mod portrait. Hai să vedem acum cum a ieșit galeria cu toate aceste dotări de la bord, să vedem ce știu cele două camere a câte 12 megapixeli. Trebuie spus din start că am prins o zi destul de întunecată, cu destul de mulți nori, cam cu asta s-a confruntat telefonul de față, Xiaomi Mi Mix 2S. Am observat și că avem un zoom de calitate, era de așteptat, este zoom optic, avem și un obiectiv telefoto la îndemână aici. Și trebuie spus și că este un terminal greu de ținut în mână când faci selfie-uri. Nu știi exact cum să-l ții pentru a te prinde cu această cameră. Îl ții așa, îl ții așa și foarte des poți să pui degetul în fața ei. În fine, avem niște HDR-uri destul de reușite care au scos în evidență, iată, chiar și soarele între nori, după cum se vede în această captură. Culori destul de ok calibrate, chiar dacă era o zi destul de gri și nici telefonul nu ajută cu afișajul său gri, ați prins ideea. Primele selfie-uri nu m-au impresionat, lucrăm cu o cameră de doar 5 megapixel și nu e pusă ideal, așa că eram gata să ignor această funcție. Mai încolo, când m-am învățat cu camera, au ieșit un pic mai bine. Revenim la camera principală. Detaliile mi se par ok, zoom-ul performează foarte bine, claritate excelentă, avem și câteva capturi bokeh foarte reușite, HDR-ul face și el treaba foarte bine. Și culorile sunt calibrate în regulă, deci chiar nu am obiecții la acest telefon și iarăși zoom-ul e un fel de vedetă până acum. Doar că uneori mi se pare că roșul este puțin cam roșu, apropo de ce am zis mai devreme, că avem niște culori bine calibrate. Sunt momente în care roșul este excesiv, este
exagerat de roșu, despre roz puțin. V-am promis o a doua serie de capturi în care selfie-urile o să fie mai reușite. Cred că ar fi cam aici. Mi s-a întâmplat uneori ca spatele, fundalul, ce este în spatele meu să fie supraexpus, dar fața arată ok. Avem și câteva capturi portrait care, sincer, chiar nu sunt rele. Lucrăm doar cu 5 megapixel și eu zic că rezultatele sunt rezonabile. Când înveți cum să te pui în fața camerei. Ok, încă o serie de selfie-uri. Nu sunt rele. Textura feței, textura bărbii, părului, hainelor și chiar și în spatele meu și gradul de blur, toate primesc un thumbs up dacă e în calcul faptul că este o cameră doar 5 megapixeli. Trecem peste și hai să vedem ce mai poate camera principală. Iarăși culori, iarăși jucării colorate, iarăși o zi foarte gri și din nou HDR-ul și-a făcut treaba. Încă un alt scenariu aici. Mai să vedem cum stăm cu detaliile. Destul de ok și când dai zoom și pe PC și pe telefon ulterior. Vedeți aici diferența de iluminare? Din nou punem HDR-ul la treabă. Nu avem vreun cadru ratat sau care să fie și prost sau care să fie nereușit sau dezamăgitor, așa că telefonul se descurcă ok în viziunea mea, de la bokeh, la capturi landscape, selfie-uri și ce mai vreți voi. Trebuie spus și că se descurcă cam ca un flagship tipic de 2018. Unele selfie-uri au fost dezamăgitoare pentru că mi-a luat ceva să mă învăț cu poziția camerei. Avem prim planuri fantastice și vedetele ar fi până acum, cred că, zoom-ul. Culorile într-o oarecare măsură fără roșu, dynamic range destul de ok și panorama destul de generoasă, 15.120 pe 3.140 de pixeli. Mi se pare clar peste Xiaomi Mi Mix, cel de primă generație, dar în același timp sub Xiaomi Mi Mix 3, care a făcut furor cu acele cadre pe vremea ploii înghețate. Am așa o senzație de Galaxy A9 2018 cu zoom și bokeh un pic mai bun. Sau se poate bate la egalitate cu un LG G7 ThinQ, cu niște culori mai puțin bine calibrate. Cam ăsta este vibe-ul. Captura low light. E bine, aici culorile mi s-au părut cam calde. Este un verde, mă scuzați, este un galben mai cald decât de obicei. Este puțin spre portocaliu sau spre roz, dacă vă uitați cu atenție. Este mult prea cald. Pe de altă parte, luminile stradale arată foarte bine. E posibil ca unii să aprecieze acest look de pictură în ulei pe care l-au aceste cadre noaptea. E ceva foarte ciudat, e ceva foarte aprins la aceste cadre, ca și cum s-ar picura uleiul pe aceste imagini. Cam asta este senzația mea. Când ai ceva foarte cald și un galben foarte shiny, picură uleiul pe pictură. În fine, măcar imaginea a fost destul de luminoasă, avem niște capturi destul de luminoase pentru condiții low light. Claritate ok, textura este rezonabilă. Și în afară de cel roșiatic, aș spune că ne încadrăm pentru o captură ok. Păcat de această deformare a nuanței galbene clasice noaptea. Blițurile destul de alb și hai să vedem cum se descurcă cu simbolul catena. Aici a făcut o figură frumoasă. Multe telefoane deformează aici, unele nu prind nici scrisul, nu poți să înțelegi ce scrie aici, dar acesta se descurcă ok. Deși o bună parte din poza a ieșit cam roșiatică. V-am zis că avem și un bliț albicios, luminozitate rezonabilă, claritate ok. Cam astea ar fi impresiile despre captura nocturnă. În principiu, o captură mixtă, cam aceasta este concluzia, mixtă de high mid-ranger, să zicem. Acum hai să vedem cum stăm la capitolul video. Pentru asta avem faimosul nostru MX Player la posturi. Ca de obicei am filmat în Full HD, MP4, 30 fps, 20 de mega pe secundă și evident și în 4K. Am prins o zi gri, întunecată. Vreau să zic din nou treaba asta, foarte mulți nori. Microfonul și-a făcut treaba bine. S-a reglat expunerea binișor. Aici nu sunt foarte multe culori, dar lucrurile arată ok. Claritate în regulă. Se descurcă cu obiectele în mișcare, focalizează destul de bine. Faci un panning fără motion blur, fără probleme. Acum ceva mai multă culoare. Avem în cadru 2, care dacă mi-amintesc eu bine ar cam fi o filmare 4K. Niște culori excelente, doar că un roșu puțin cam intens, schimbarea de expunere ok. Detalii satisfăcătoare, claritate de flagship. Și apoi m-a surprins, încă ceva m-a surprins, stabilizarea. Nu mă așteptam să fie așa de bună. Aici am filmat din mers. Mi-a amintit de un Sony Xperia, un Xperia XZ2, XZ3, undeva între ele, pentru că nu e totul perfect. Dacă vă uitați cu atenție la cer și la zona de sus, fluctuează expunerea. Luminos, întunecat, luminos, întunecat, luminos, întunecat. Alternează între ele. Ar fi un mic flicker. În rest, chiar bună stabilizarea. Totuși e stabilizare optică, deci mă așteptam la așa ceva. Ok, și culmea e că
Nici camera selfie nu era. Doar 5 megapixeli, vreau să zic din nou treaba asta. Puteți face niște vloguri rezonabile, doar că poziția sa o să facă să puneți degetul în fața ei inevitabil. Nu e și rău. Ok, încă o serie de filmări. Am dorit niște extra culoare. Iar nu sunt foarte convins de roșu, nu am fost la fotografii, nu sunt nici la video. Expunere ok, focalizare ok, stabilizare bună, deci par să fie mai multe lucruri pro decât contra. Focalizare și zoom excelent, vedeți aici avem un zoom de calitate, cum am avut și la foto. Dar o să zic din nou că este o captură cam întunecată, într-o zi înnorată. Și filmarea este un pic cam moale la margini, se observă niște extra zgomot pe marginile capturilor. Ok, și cred că mai am un video pentru voi. Am testat și focalizarea, să vedem cum se descurcă și nu e rău deloc la acest capitol. Deci avem și acest aspect. Mă amintește de Xperia XZ2, e undeva între Xperia XZ2 și XZ3, aș spune. Pot să zic că bate orice alt telefon Xiaomi testat de noi până acum. Eventual Mi Mix 3 să aibă ceva obiecții. Se poate bate cu LG G7, ThinQ și cu un HTC U12 Plus. Hai să vedem acum cum stă la captura low light video. Trebuie să recunosc că și aici sunt surprins plăcut. Dacă la fotografierea nocturnă am zis de acel galben care o dă spre roșu sau portocaliu, aici nu simt problema asta. Culme. Un galben bine calibrat, stabilizare ok din nou. E ceva flicker când mergi și filmezi totuși. Focalizare rapidă. Halourile luminilor stradale au dimensiuni rezonabile. Sunt niște artefacte în plus și reflexii știu, dar nimic exagerat. Zoom ok. La distanță se vede ceva grain și zgomot, totuși reține și treaba asta. Și încă o filmare. Niște extra reflexii aici. Dar cred că ar prinde un top 7 pe anul 2018, sincer, poate chiar mai sus, dacă ne axăm strict pe filmare nocturnă și filmare în general. De la acest telefon o să rămânem cu un zoom excelent, cu o filmare mult peste așteptări și cu captură bokeh și prin planuri foarte reușite, tipice de flagship de 2018. Acum hai să vedem cum stăm cu web browserul, fie alegem browserul acesta din MIUI, fie bătrânul Chrome și intrăm pe mobilissimo.ro, ceea ce facem destul de rapid. Scrolling destul de fluid și tastatură stock care știe și swipe. Acum hai să vorbim despre conectivitate. În ce privește conectivitatea, avem de-a face aici cu un telefon care vine cu port USB Type-C 2.0 în zona inferioară. Vedeți și că nu avem jack audio pe acest device, dar avem două sloturi nano SIM și telefonul vine și cu suport 4G LTE, dar și VoLTE și 4G Plus. Avem de-a face cu un handset care pune la bătaie și tehnologie NFC și Wi-Fi BGNAC. Are și Wi-Fi Direct. Are și Wi-Fi Display, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, GLONASS și Beidou. Are și o funcție specială de înregistrare a apelurilor, iar earpiece-ul de sus este Mititel, cel pentru convorbiri, difuzorul de convorbiri. Pot să spun că volumul a fost rezonabil la convorbiri, claritatea a fost ok, dar în continuare foarte mic și subțire acest difuzor de convorbiri. Nu am uitat de speed test, testul nostru clasic de viteză. Mă refer la viteza la nivel de 4G și de Wi-Fi. Și hai să vedem cum am stat la acest capitol. În primul rând, asta foarte bine la Wi-Fi. 397 MB pe secundă download Wi-Fi și 25,3 MB pe secundă upload. La 4G un pic mai modest, dar totuși rezonabil. 67,7 MB pe secundă download și un 50 MB pe secundă upload. Aș fi dorit mai mult, poate peste 100 MB pe secundă, cum am văzut la alte telefoane, dar putem trăi și cu aceste valori. În ce privește software-ul, ei bine, telefonul când s-a lansat rula Android Oreo cu MIUI 9.5. Între timp, a primit Android Pie cu MIUI 10.2. Și în stânga avem un agregator pe post de homescreen, el include o bară de căutare, shortcut-uri utile, zona de securitate, notițe și o zonă personalizabilă, dar și calendar. Cam acesta ar fi agregatorul din stânga. Multe companii au pus așa ceva pe telefoanele lor, fiecare are câte ceva. Ceva de gen are și OnePlus, are acel Shelf, Samsung are Bixby și așa mai departe. Pentru multitasking avem ceva inedit, avem un soi de cards care sunt aliniate pe verticală și care pot trece foarte ușor în mod de multitasking. Putem face treaba asta în două moduri, apăsăm aici pe split screen și drag and drop, dar mai este o opțiune, intrăm aici și ținem apăsat pe aplicație, apăsăm aici
Și uite, așa începe split screen și îmi place că sunt suportate foarte multe aplicații. Sunt multe telefoane pe piață care nu suportă aplicații split screen decât dacă sunt native. Acest telefon este generos la acest capitol. Tot în zona de multitasking, mai avem cleaner, security scan, deep clean și manage apps, care cred că sunt luate de un cleaner special, acest security, care este foarte util. Iar mai departe, dacă ți-ai apăsat pe home screen, o să ai acces la zona de wallpaper, widget-uri și setări. Widget-urile sunt așa cum le-am lăsat de la MIUI-ul de acum 2-3 ani încoace, de când a început Xiaomi să se inspire după iOS 7 și abordarea skeuomorfică, a rămas așa cu minimalismul, foarte mult fundal alb și gri și totul este super minimalist și cu fundal semi-transparent. Aici avem niște setări, efecte și tranziții, fill empty cells și lock home screen layout. Mai departe, facem swipe în jos pentru a accesa zona de notificări și quick settings, destul de arătoasă, ca să-ți dai seama că e un telefon cu MIUI 10, e de ajuns această pilulă pentru luminozitate. E la modul design cu pilule pentru că și Samsung are așa ceva în One UI. Vedem asta în Bixby și setări. În fine, ați prins ideea, quick settings aici sunt personalizabile și notificările mai jos, iar noi intrăm acum în zona de setări unde găsim destul de multe lucruri. Actualizări, aici vedem ce rulăm noi mai exact, Android 9, cu MIUI 10.2.1, opțiuni legate de conectivitate, Android Beam, NFC, Display, Wallpaper, teme și avem și o porțiune de securitate aici. Există un cititor de amprente în spate care este foarte rapid, e de ajuns la pe și odată și deja s-a deblocat telefonul. Mai avem și alte funcții aici legate de butoane, apeși butonul volum jos de două ori pentru a activa camera, spre exemplu. Notificări, bara de status, home screen și recent și ceva nou. Dacă nu vă plac butoanele astea de navigare și vreți să câștigați extra spațiu din ecran, aveți o serie de gesturi. Bine că avem și tutorial, hai să vedem despre ce este vorba. Swipe în sus înseamnă home. Ok. Swipe incomplet înseamnă recent, adică multitasking. Swipe lateral înseamnă back. Și tot back înseamnă și acest swipe. Cam asta ar fi ideea dacă vreți musai să înlocuiți butoanele virtuale. Și avem și aici un full screen mode pentru anumite aplicații, așa încât să umpli tot ecranul. Mai departe, hai să vedem dacă arată ceva în zona de setări, Mi Account, System Apps, avem și Dual Apps. Din câte știu, poți să rulezi două instanțe de Messenger sau WhatsApp în același timp. Enterprise Mode, Quick Ball, care este un widget plutitor pe ecran, cum am văzut la un moment dat pe telefoanele Allview și pe multe alte handseturi. Utilizare cu o singură mână, efecte pe partea de acustică, Notification Light, care va pulsa atunci când primiți un mail sau una pe rata sau ceva de gen. Ok, și cred că este momentul să vorbim despre aplicații. Rețineți pe partea de securitate că avem aici cititorul de amprente. Nu am găsit vreo opțiune de blocare facială, dar la cum e pusă camera frontală, nu cred că e loc de așa ceva. Și totuși e doar de 5 megapixel, așa că nici nu mă așteptam. Spuneam de aplicații. Le-am numărat, sunt 32 la număr. Nu e chiar exagerat, nu sunt foarte multe aplicații. Nu aș spune că este bloater la bord. Cea mai utilă este security și are, sincer, mult mai multe funcții decât mă așteptam. Această security. Are un cleaner, security scan, opțiuni legate de baterie, utilizare și consum de date, are un booster și, vedeți, are multe altele. Are cleaning special pentru WhatsApp, pentru Facebook, listă de persoane blocate, second space, dual apps, puteți testa rețeaua și avem și un game speed booster special pentru jocuri. Deci foarte multe lucruri în această aplicație. Niște tool-uri, inclusiv un screen recorder pentru gaming și recorder normal pentru sunet. În rest, aplicația de lua notițe, clasica Notes, care are destul de multe opțiuni și puteți să luați și notițe folosind microfonul. Plus cleaner, care o să vă facă curat în resurse și o să libereze spațiu din cache, care s-a cam aglomerat aici. Ok, cam atât la capitolul aplicații. Cred că este acel moment al recenziei în care încheiem și dăm și verdictul. La capitolul Pro avem clar de face cu un telefon elegant, cu un ecran destul de luminos, performanță bună, se descurcă bine și la gaming. Aș spune că m-a surprins calitatea capturii video, sincer, și stabilizarea, și zoom-ul. Se descurcă rezonabil și la bokeh, și la selfie-uri, fotografiile sunt în mare ok, iar Wi-Fi-ul a fost rapid. Interfața, sincer, m-a învățat cu ea destul de repede, eu care nu sunt deloc fan MIUI, cititorul de amprente a fost și rapid, tot la plusuri intră. La capitolul neajunsuri, magnet de amprente și grăsime.
Ecranul este puțin cam gri, asta am remarcat, în special în acest MIUI. E de la software, e de la ecran, nu știu sigur. Baterie mediocră, nu este impresionantă și nu o să rămână în istorie prin mai nimic, poate doar încărcarea rapidă până la 90% într-o oră. Apoi, difuzorul de sus e ca și cum nu ar fi, adică dacă îl ținem acoperit nu pierde nimic din experiență. Camera selfie este foarte incomod pusă, este peste mână până faci poze, ok, dar e destul de ok. Și captura low light foto nocturnă cam portocalie și cam caldă la colorit. Și acum hai să tragem niște concluzii despre telefon să vedem care sunt notele. Pentru mine, acesta este un telefon elegant, un telefon gândit pentru filmări. Da, am spus-o. Punctul său forte e că filmează bine spre foarte bine. Chiar l-am comparat la un moment dat cu Xperia XZ2 și XZ3, ceea ce nu-i puțin lucru, mai mult cu XZ2 pentru că este un pic mai bun la filmare decât XZ3. Elegant este cu siguranță, prin acest spate din ceramică și se descurcă la bokeh, se descurcă la gaming. Mi se pare un telefon pentru tinerii care au sărit de vârsta clasică în care își cumpărau un telefon de 700 de lei care să ruleze câteva jocuri, se țină bateria mult. E pentru tinerii care merg la concerte, e pentru tinerii de 25 plus care filmează la concerte, filmează mult la concerte, se și joacă pe acest telefon. Partea proastă cu filmatul mult e că nu ai slot microSD și la un moment dat o să rămâi fără memorie internă. Dar rețineți ideea, telefonul acesta filmează bine, se descurcă bine cu orice joc, de la PUBG la Free Fire și probabil și Fortnite, face niște bokeh-uri destul de solide și e și arătos. Punctul său slab cel mai mare, cred că bateria și apoi ar fi și amplasarea camerei selfie. La prețul la care a ajuns acum, în jur de 1600-1800 de lei, zic că merită luat dacă ești gamer și mergi foarte des la concerte, mixuri, rave-uri, party-uri, DJ set-uri. Cam acesta ar fi review-ul lui Xiaomi Mi Mix 2S, telefon cu dotă de flagship, Snapdragon 845 și acum să-i dăm și niște note. Pentru design o să iau un 8,7, pentru display doar 8, hardware 8,4, benchmark primește un 9,2 la temperatură 10, la baterie un 7,3, un 7,9 pentru audio, camera 8,4, conectivitate 8,7, OS și UI 8,6, iar pentru preț o notă de 9,1. Toate acestea pentru o notă finală de 8,57 din 10 de la mobilissimo.ro pentru Xiaomi Mi Mix 2S. Telefon de filmat și de gaming, poate și de ceva poze cu mult zoom. La revedere!